Dziubinski! Dziubinski! Măi, Dziubinski! Mă, strigați-vă pe Dziubinski, că n-auzi. Iulia? Haideți, mă, băieți, în coace. Balcic Secret, o expoziție care este dedicată zilei de 1 decembrie, Ziua Națională a României. Mă bucur că ați venit la acest moment. Pentru noi este o mare onoare. V-am pregătit câteva surprize. Au fost ținute bine ascunse în de către artiștii plastici prezenți în această expoziție. Am să-i citez pe cei prezenți. Andreea Alexandra Stella Juduc, aș vrea să ridici mâna ca să spună că e prezent. E Angelica Mirela Pagu, din Iași. Din păcate n-au putut să vină pe Cristina Iacob, care este alături de noi, pe Carmel Georgescu, pe Cristina Elena Chiriac, pe David Croitor, România în acest an în Danemarca. Am greșit? Wow. Nu? Da. O expoziție, cum să vă spun, în care Steagul României a fost prezent în lucrările sale și ne-a făcut cinste cu cu George Șpaiuc. Ioana Cezara Poiată, a venit mama lui. Da, Ioana. Cu Florentina Chideșa din Suceava. Absolventa Liceului de Artă. Cu Liviana Pânzaru. O felicităm pentru ținuta de 1 decembrie. Pentru da, frumos. Pe Loredana Mihaela Ceică, nu este prezentul de față. Mihai Șerbănescu din Târgoviște, care a fost cu noi în tabăra de pictură. Maria Comando din Târgoviște, care a fost cu noi în tabăra de pictură. Maria Popescu din Târgoviște, o absolventă a Universității de Arte din București. Cu Mihai Pozaru prim, maestru. Adică Apostolache din Iași, care și cu Polina Celac, tot din Iași. Sunt în mare parte expozanții din această expoziție, un balcic secret. Dar pentru că secretul n-a fost dezvăluit, avem un secret, dar acum îl dezvăluim, un personaj pe care n-am știut la vremea respectivă că va face parte din expoziția noastră, dar cu emoții toți artiștii l-au sprijinit și este vorba de Iasmina Maria Răceanu, dacă stă că n-am greșit numele. Știe toată lumea cine este, știți? O felicităm pentru succesul și pentru faptul că a reprezentat Suceava la concursul Doodle for Google România și imaginea lucrării sale, România mea, este prezentă în această expoziție într-o copie printată. Originalul este acasă, bineînțeles. Și noi o felicităm cu ocazia acestui preț. Este un preț de poate. Secțiunea junior, da. Nu în ultimul rând,
elev al celui colegiului de artă Ciprian Păunescu din Suceava, un extraordinar de talentat chitarist care a fost cu noi la Cernăuți anul acesta de Orul Mărțișor și m-a impresionat și cu ocazia asta l-am invitat să ne facă să ne realizeze cântecele lui. Ascultați-vă rog pe Eugen Toboș. Vă mulțumesc că ați venit și după ce va cânta Eugen Toboș la chitară, voi face un mic speech din un balcic secret, după care vă invit la un pahar de vin și să vă simțiți bine. Ok. Să spună și ați final ceva. Da, vă rugăm. În primul rând, la mulți ani. Nu știu, mă bucur că sunt astăzi aici. Și mulțumesc de sprijin, de toată susținerea. Nu mă așteptam să vorbesc acum și n-am. Nici o problemă, nici eu. Vorbesc cu mămică. Ce ușor se pasează pisica. Vrei să mulțumești cuiva tuturor părinților tăi? Sigur. Așa e. Mulțumim. Cine e profesorul lui Iasmina? Nu știu, întrebați pe Iasmina, eu nu... Ea face parte din grupul lui Pușapu Slav, din Mici Picasso, nu? De anul ăsta. Deci, ca să nu fie o dilemă, Iasmina lucrează în particular cu doamna Pușapu Slav, face parte din grupul Micilor Picasso. Iar la școală, îmi pare rău dacă eu nu o să pot să spun numele doamnei profesoare, este o doamnă nouă care se numește... Isabela Ignatescu. Și le mulțumim pentru faptul că a reușit să scoată un produs bun de Bucovina. Ok. Dăm cuvântul lui Eugen Toboș acum. Mulțumim. Bună ziua și la mulți ani. Mă bucur să fiu părtaș la un astfel de eveniment. Astăzi voi susține un micro recital de chitară clasică. Voi începe prin a interpreta o piesă din epoca barocă, preclasică. Bănuiesc că toată lumea știe de Johann Sebastian Bach. Voi interpreta o parte a patra, sonata a treia pentru vioară, BWV 1005, Allegro assai. Thank you.
scrisă în, în stil romantic. A fost compusă de un spaniol, Miguel Lobé. Piesa se numește Variațiuni sobre pe o temă de soare. Thank you.
voi încheia cu o piesă, un gen și un dans argentinian, un tango, tot din epoca modernă. A fost scris această piesă de un francez, Rolandiens. Piesa se numește Tango on Sky. Excepțional concertul, vă dați seama că nu întâmplător am fost regalați de un talent sucevean, așa avem și pictori, vedeți, și muzicieni, și copii care performează în diverse direcții pe care noi nici ne gândim. Am aflat și eu cu bucurie că avem în Suceava un copil a unui sucevean, el nu este sucevean, este florentin din Florența, care este vicecampion european la șah. Deci, vedeți ce copii formidabil avem. Da, ce minunății crește. Și iată că am avut plăcerea să smulgem din activitatea de 1 decembrie un coleg de la operator de la Intermedia, alături de mine este doamna Zaroșanu, care este colega noastră la emisiunea Intermedia și Intermedia peste tot, nu? O să încercăm să facem o emisiune specială dedicată acestui moment. Îl salutăm și pe Tibi Kosovan ca un corifeu clasic al artei, al criticii de artă și al cronicii artistice. Și să continuăm, mamă, cu ce ai gândit. Ai gândit foarte frumos, ne-ai produs surprize.
Și, avea un... și Costin putea să invite pe Liviana la dans. Totuși, trebuie să fim atenți cu partenerii noștri. Da. El a crezut că tango e dar tango și așa persi. Mai glumim așa că sunt prietenii noștri. Stilul Barcii, nu? Ți-mi minte cine distram la Barcii, ce frumusețe. Da. Acest material pe care l-am pregătit de o bună bucată de timp prezintă cititorului o succesiune de ipostaze și mărturii culese de artiștii care au participat în tabelele de picturi realizate de Pănița Art Group în perioada 2009-2012. Parte din lucrările acestui catalog sunt prezente și în expoziția deschisă sub acest gener. Pictori, mai mult sau mai puțin cunoscuți în marea lor majoritate, proveniți din Bucovina, dar și din arealul fostului regat, au adunat mărturii vizuale de, legate de Balcicul modern. Toată lumea cred că știe că la Balcic este un castel, o poveste în care Regina Maria și-a trăit o mare parte din viață. Conștient de faptul că peisajul urban al Balcicului se află într-o permanentă metamorfoză, toți artiștii au încercat să surprindă în picturile lor străduțe străbătute de o lumină difuză și caldă, malul mării, case românești vechi. Secretul Balcicului stă în lucrul născut din lupta dintre apă și aer, piatră și apă. Un dans surprins de mâna pictorului și lăsat eternității într-un poem de culoare. Un loc ce a trezit interes pictorilor a fost castelul de la malul Mării Negre, un domeniu regal ce a aparținut României, azi teritoriul bulgar. Urmărind pașii reginei, în castelul numit și Vila Cuibul Liniștit, de pe veranda etajului al treilea, o priveliște extraordinară se deschide spre mare și spre nord. Sala cea mare era folosită ca salon de dormit pentru Regina Maria. Ca și celelalte încăperi, și aici se află o mulțime de vase de cupru și obiecte de anticariat. Într-unul din colțurile sării, în spatele frumoasei uși de lemn, mai multe trepte duc spre terasa inenoară a minaretului. Minaretul nu are o valoare religioasă, ci mai degrabă o reverență față de tradițiile culturale balcanice. O scară imaginară spre stele sau un far pentru cei care îi prinde întunericul pe mare. Priveliștea care se deschide de la micuțul balcon inenar la apusul soarelui este deosebit de frumoasă, iar luna se ridică pe cer înainte de apusul soarelui. Vântul face ca harpa eoliană să zorne ca un râset. Secretul Balcicului stă în multe locuri, dar el nu poate fi descoperit doar lecturând istoria acestui loc, ci mergând acolo unde se întâlnesc rozele vânturilor, ascultând marea, pietrele și muntele. Doar pe aleea secolelor și mirosind crinii, simbol al creștinătății, regăsit de altfel și în frescele de la capela Stella Maris, poți vedea alături de sufletul Mariei, la un veac ceva să vină, departe de noi, aproape de ea. Un alt loc. Acest loc instituie un spațiu sacral, un peisaj utopic, în care ochiul alert, ochiul atent și realist al turistului de o zi nu poate percepe secretul acestei priveliști. Doar o ședere pe scaunul de piatră și cu privire melancolică poți apropia linia orizontului de linia cardiogramei. După Andrei Pleșu, peisajul adevărat nu reproduce natura cât o imaginează, dacă nu de-a drept o instituie, după exigențele unei interiorități orientate analogic. A privi în zare echivalează de aceea întotdeauna cu a te prăbuși mental într-o teribilă metalumie. Dacă pentru Brâncuș, admirator cum s-a exprimat adesea al formelor perfecte în felul lor, întâlnite printre bolovanii din Albia Râului și cei de pe marginea mării care au dobândit volume sub care le venim astăzi și suprafața lor atât de admirabil, netedă după sute și mii de ani de erozime, era evident că aceste forme existau în adâncul rocilor rostogolite de valuri. Aleea secolilor este un paradoxal peisaj construit deopotrivă de natură și de mâna sculptorului, din calcarul alb, locul în care Regina Maria a trăit sentimentul de părtări. Să nu credeți că Brâncuș a construit Aleea secolilor, nu? Deci să nu fie o confuzie. Mă opresc aici, nu mai continui. Vă mulțumesc că ați venit. Nu știu ce să mai spun.
sperăm să viseze frumos la următoarea tabără. Da, noi vrem la Balcic. Și putem să visăm dincolo de Balcic și să descoperim alte lucruri secrete, nu? Aș vrea din artiștii prezenți de față, dacă dorește cineva și vrea să citească doar două sau trei rânduri din ceea ce a scris, aș invita. Costine, știi să citești? Cristina, te rog. Hai, bine. Două, trei cuvinte. Costine. De la poze, de la așa de noi. Spiritul este prea mult. Eu m-am cam închis la povești aici, în revista noastră. Am să citesc. Am vorbit prea mult. Am să vă citesc de la început. Primele mele gânduri despre Baltic s-au contrat la fel ca visele despre viață, puternic colorate de cărțile pentru oameni mari, citite la vârste prea mici. N-am înțeles mare lucru din pânza de păianjen a acelei serii prima dată, așa cum nu concepeam iubirea altfel decât împărtășită și nedureroasă. Diana focalizat doar admirația mea de copilă. Când voi fi mare, voi fi ca ea, ca Diana. Au trecut mai bine de 20 de ani și am recitit cartea. Am învățat cum e iubirea neîmpărtășită și dureroasă, s-a împărtășită și pe rând sublimă și cumplită. Știu cum sentimentele devin clare și glasul inimii ca un clopot la mal de mare. Știu și cum e să înot până la ultima picătură de blagă, cât mai e doar nesfârșitul în față, fără să te gândești la drumul de îmbarcare. Și nu mai vreau să fiu Diana vreodată, în timp am descoperit-o pe Regina Maria, citindu-i jurnalele și povestea din mele. Citindu-i viața, m-am redescoperit pe mine, m-am recunoscut în felul ei de a fi. Despre Regina Maria am vorbit și colega mea, dar am să vă mai citesc puțin despre... Am descoperit cu adevărat Balcicul într-o vară la sfârșit de august. Era prima vacanță atât de departe de trecută cu colegii mei artiști în pijama, Tonița Algrup, așa cum ne-am numit la începutul călătoriei noastre împreună, în această dimensiune. Am ales varianta Haga traseului, adică Suceava, Constanța, Vama, Vece, Balcic, microbuzul. Nu voi uita niciodată imaginea Balcicului de sus, când microbuzul cobora Gale spre mare, un colț de rai suspendat între cer și pământ. Sunt convinsă că este cel mai potrivit oraș pentru a stinge dorul, este de un romantism prăpuit, cu un aer greu, înțepător și plin de istorie. Recunosc că este foarte probabil ca sentimentul primei întrevederi cu Balcicul să fi fost influențat de scrierile frumoșilor artiști la Sergii, Camil Petrescu și, bineînțeles, de scrierile Reginei Maria, dar te copleșește mai apoi, pe măsură ce se dezvăluie, dovedindu-se peste așteptări, întrucât te iau în primire toată gama de trăiri entuziastice, posibile, extaz, reverie, nebunerie. Nu vreau să vă pun cine vrea să mai citească din ce am scris. Mai spui la cafea. Pentru că este șefa unei librării celebre și dacă nici ea nu citește, nu mai citește nimeni. Ok, vă mulțumim! Să facem o poză de grup cu Mă întâncă, eu nu-mi bagă și tu ai fost, și nu tot îmi place, și tu faci parte din secret. A fost omul care a vândut primul o lucrare la Balcic. Tot să-l imediam, da. Nu îl imediam, dar îl îndemnam. Du-te, dumne, și dă 100 de euro, de lemn. Ne-am luat după el toți. Da. Se vede steagă, da? Să vină și doamna poetă ca să, să fie Marioana. Măriuța, am înțeles, care citești cu Cambridge, nu? Îmi pare rău că nu și aici. La băut și la mâncat. Poftiți la băut și la mâncat. Da, mai știu ca șoferii, prieteni, nu vezi.